Astăzi e un subiect despre care vorbesc de foarte multe ori cu părinții, pentru că m-am înrolat într-o armată proprie inițial, acum 10 ani. Din fericire, armata mea a devenit din ce în ce mai numeroasă, cu ghilimelele de rigoare, evident, în a schimba mentalitatea acestei țări. Pentru că dacă ne creștem diferit copiii, copiii noștri cresc diferit și mentalitatea țării se schimbă, atât de simplu e. Motiv pentru care avem nevoie de o masă critică care să ne ajute să schimbăm mentalitatea acestei țări. Și dincolo de foarte multe tare pe care noi le-am tot preluat din generație în generație și nu sunt doar din această țară, cred că știți cu toții că mai există ceva patriotism în mâine și nu puțin, dar sunt multe convingeri limitative pe care noi, umanitatea, le avem per ansamblu și care nu ne ajută să avem, să fim prosperi în viețile noastre. Și eu când spun prosper nu mă refer la bani, mă refer la o viață plină, la o viață împlinită, la ajunge cea mai bună variantă a noastră, ajungând și în ajutorul celorlalți, să contribuim la binele celorlalți. Asta este viziunea mea despre ce înseamnă o persoană împlinită. Și spuneam că m-am angajat inițial singură în această luptă, tip Ioana Dark, așa. Între timp, lângă mine sunt foarte mulți oameni și în echipa mea All About Parenting și foarte mulți dintre părinții, mii de părinți care s-au înscris în programele All About Parenting, mii de părinți care au urmat cel puțin un program de parenting propus de mine sau au citit un articol sau citesc carte articole și care încet, încet încep să schimbe mentalități. Și astăzi, așa cum v-am spus, aș vrea să vorbim despre convingeri limitative, ceea ce dăm mai departe mulți dintre noi fără să ne dăm seama copiilor noștri și care și ei, la rândul lor, fără să-și dea seama, își pun bariere în a merge mai departe, în a se ridica de jos, în a se reinventa, în a deveni mai buni, în a-i ajuta pe alții și așa mai departe. Și despre aceste convingeri limitative vorbim astăzi și aș vrea să încep această oră cu un banc, pentru e subtil pentru această temă și bancul sună cam așa. Se spune că iepurașul avea 10 ouă, e un banc clasic, mulți dintre voi îl știți cu siguranță, dar îi lipsea o tigaie în care să le prepare. Singurul din pădure care avea o tigaie era ursul, așa că iepurașul se gândește să împrumute tigaia de la urs. Pe drum își dă seama că, la cum îl știe el pe urs, acesta sigur îi va cere măcar 4 ouă din cele 10 în schimbul tigăii. Ursul nostru era un pic evreu, așa. O să-i dau 4 ouă, zice iepurașul, mai rămân mie 6 și mi-ajung, că eu sunt mic și mă satur. Cum mergea el așa pe drum, se gândește că ursul ăsta e un mare afacerist și s-ar putea să-i ceară chiar 6 ouă în schimbul tigăii. Dar totuși, și-a zis iepurașul, ok, au mai fost zile în care m-am săturat și cu 4 ouă. O să-i las ursului 6, dar o să am tigaie în care să le prepar, ce să fac? Când era foarte aproape de casa ursului, iepurașul se gândi că ursul s-ar putea să-i ceară chiar 8 ouă în schimbul tigăii și asta nu ar putea accepta nici cum. În fine, bată la ușă, el se gândea în timpul ăsta iepurașul, deschide ursul și zâmbește la iepuraș. Ce dorește iepurașule? Iepurașul răspunde, auzi, știi ceva? Nu mai am nevoie de tigaia ta. Aceasta e povestea care ilustrează modul în care funcționează convingerile limitative. Deci, practic, ne montăm într-o direcție, după care ne demontăm singuri din cauza convingerilor noastre limitative. Și cum o spun pe toate căile și o spun și aici, ceea ce noi le spunem copiilor noștri, felul în care noi le traducem realitatea, cu ghilimelele de rigoare, evident, felul în care noi interpretăm lucrurile pentru ei, toate aceste lucruri le creează propria voce interioară. Și eu cred că ar fi bine să avem un pic de atenție la această voce interioară dacă vrem cu adevărat ca ei să fie mai buni decât noi.